Și acum, dragii mei, să vă invit să ascultăm cuvântul din Scriptură pentru dimineața aceasta. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu primul verset și până la versetul 17. Un fragment din Sfânta Scriptură care pune înaintea noastră câteva detalii despre evenimentul care s-a petrecut atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat ca împărat în Ierusalim. Pagina 948, Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu primul verset. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi în o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și l-a așezut deasupra. Cei mai mulți din și își așteneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau, o sana, fiului David, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, o sănă în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundea unor adele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaune celor ce vindeau porumbe și le-a zis, Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhar. Niște orbi și șcăpă a venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea, și pe copii strigând în templu și zicând, O sana fiului David s-a umplut de mânie. Și au zis, Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați niciodată cuvintele acestea, tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo, amin. Deci, mi-am cântat în aceste două cântări despre faptul că sunt în viață lucruri pe care nu le înțelegem. Și nu reușim să descoperim sau să dezlegăm anumite taine. Și cu toate acestea, că nu găsim răspunsul la aceste întrebări, nu putem dezlega taine. Continuăm să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cel care are până la urmă biruințele. O mie să cadă la dreapta, zece mii la stânga, Dumnezeu este cel care dă biruința. Slăvit să fie numele Domnului. Deci mă rog lui Dumnezeu să continue să ne țină această încredere puternică fiecăruia dintre noi, în Dumnezeul care ne poartă de grijă. Deci una dintre preocupările de căpătâi în viața Domnului Sus când a fost aici pe pământul acesta a fost voia lui Dumnezeu să se încadreze în voia lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori sau de mai multe ori Domnul Iisus Hristos a făcut de cunoscut lucrul acesta că El este în această lume conștient de voia lui Dumnezeu și gata să o împlinească. Aduceți-vă aminte că atunci când uh, erau era într-un sat din Samaria, ucenicii s-au dus să caute ceva de mâncare, a venit, au venit ucenicii, l-au găsit discutând cu femeia aceea din Samaria și au zis ucenicii, vină și mănâncă. Și a zis Domnul, nu, eu am o altă mâncare pe care să o mănânc. Zicea ucenicii, eu fi adus cineva ceva de mâncare? Și a zis el așa, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Deci preocuparea de bază, preocuparea importantă a Domnului Iisus Hristos, cât a fost în această lume, a fost să facă voia lui Dumnezeu. Și când vorbim despre voia lui Dumnezeu spre care era îndreptată preocuparea Domnului Iisus Hristos, vorbim de fapt despre voia lui Dumnezeu sau despre o voință a lui Dumnezeu care a fost descoperită lui în mod personal. Spunea în Ior, capitolul 15, Domnul Iisus Hristos că nu vă mai numesc robi, robul nu știe ce face stăpânul, vă numesc prieteni pentru că v-a făcut de cunoscut ce? Tot ce am auzit de la Tatăl adică ceea ce Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut, Tatăl mi-a făcut de cunoscut. Dar Domnul Iisus Hristos era preocupat de voia lui Dumnezeu descoperită în Scripturi pentru el, sau despre el. Și-o spune Sfânta Scriptură în ceea ce am citit la această dimineață, că lucrurile care s-au petrecut, felul în care a intrat călare pe mânzul unei măgărițe în, în Ierusalim ca împărat, toate astea s-au petrecut ca să se împlinească Scripturile adică voia lui Dumnezeu cu privire la el descoperită în Scripturi. Și de mai multe ori, dragii mei, în Evanghelie este expresia aceasta, ca să se împlinească Scripturile, Iisus a zis sau Iisus a făcut, pentru că era preocupat de voia lui Dumnezeu descoperită pentru el în Scripturi. Și voia lui Dumnezeu, așa cum spuneam, era, era ca într-o zi să împlinească această profeție și să intre în Ierusalim ca un împărat, nu ca un împărat obișnuit. Că un împărat obișnuit n-ar fi intrat călare pe muzul unei măgărițe. Ca un împărat smerit și blând. Împăratul tău vine la tine blând, smerit, călare pe un măgar, pe mâzul unei măgărițe, spunea profeția. Deci, vreau să vă întreb, cetățenii aceia, noroadele acelea care îl urmau pe Domnul Isus Hristos, recunoșteau în procesiunea asta că cel care vine la ei este împăratul lor sau nu recunoșteau? Și da, și ba. Unii da și alții ba. Cel puțin prin gesturile acestea ale lor îi aduceau o, anumită onoare, o anumită apreciere. Numai că peste câteva zile oamenii aceștia care au strigat o sana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, în același glas, dragii mei, în același cor de oameni, dacă vreți, au strigat, El nu este împăratul nostru. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Acum, întrebarea mea pe care vreau să vă pun în această dimineață de sărbătoare este următoarea, dragii mei. Noi cei de aici îl recunoaștem pe Domnul Isus Hristos ca împărat al nostru sau nu îl recunoaștem? Când? Astăzi? Că într-o zi, noradele acestea, dragii mei, cel puțin așa reiese din textul acesta, mare parte din ele, au recunoscut că este un Împărat. O sănă binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. O zi. Dar ce facem mâine? Ce facem pui mâine? Că peste câteva zile au zis, nu e Împăratul nostru. Ni s-a întâmplat vreodată în viață, oameni care venim la Biserică, că stăm în casa lui Dumnezeu, Cântăm glorie lui Dumnezeu, ne rugăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul din Scriptură. Mi s-a întâmplat vreodată, chiar dacă nu, prin cuvinte directe, dragi spuse, să arătăm că El nu este împăratul nostru? S-a întâmplat? Pentru că aș vrea în această dimineață de sărbătoare, stând în fața cuvântului lui Dumnezeu, să pun înaintea noastră o întrebare. O întrebare la care să încerc să dau câteva răspunsuri și aș vrea să ne ajute și întrebarea și răspunsurile să ne raportăm corect la împăratul nostru, la Domnul nostru Isus Hristos. Și întrebarea este aceasta, cum ne tratăm regele? Cum ne tratăm împăratul? Că nu-i suficient să venim la casa Domnului într-o zi de sărbătoare, zice, mai intrat Iisus, Fiul lui Dumnezeu ca împărat, într-o procesiune specială, a intrat în Ierusalim într-o zi de sărbătoare. Întrebarea este, cum îl tratez în fiecare zi? Cum îl tratez regele? Că, dragii mei, într-un cor am zis în această dimineață, îl recunoaștem pe el împăratul nostru. Dar cum îl tratăm? Cum ne comportăm față de el? Cum ne raportăm la El, dragii mei? Pentru că asta este foarte important. Și în fiecare zi ar trebui să se vadă lucrul acesta că El este împăratul nostru. Nu doar prin câteva cuvinte care le spunem într-o zi de sărbătoare. Dragii mei, mai întâi de toate, ar trebui să îl tratăm pe Domnul ca împărat al nostru cu ascultare. Ce înseamnă să ascultăm de El? Și întrebarea este, ascultăm de El? Înseamnă să facem ce zice El. Ca asta înseamnă foarte simplu spus ascultare. Să facem ceea ce zice El. Și întrebarea este, facem ce zice El? Îl, îl tratăm pe împăratul nostru cu ascultare în fiecare zi din viața noastră sau nu, frații mei? Ca să putem să-l tratăm cu ascultare, dragii mei, trebuie să recunoaștem autoritatea lui peste viața noastră. Știți, marea, marea surpriză, de, dragii mei, peste, pentru ce uneori și pentru alții din vremea aceea, știți care a fost? Să vadă că Fiul lui Dumnezeu are autoritate peste lucrurile acestea care ne înconjoară. Ziceau la un moment dat, cine este de la ascultă și Vântul și mare. Adică are autoritate peste natură. Are sau nu are Fiul lui Dumnezeu autoritate peste natură, frații mei? S-a ridicat în picioare și a zis, mări, taci! Niciodată s-a făcut liniște. Pentru că Fiul lui Dumnezeu coboră din cer în această lume, are autoritate peste natură. Zice și natura face. Are autoritate Fiului Dumnezeu pentru durile, peste dureri străine sau nu are? Are autoritate peste moarte? Se ducea spre spre mormântul, spre groapa ce unde era, era pus laser de vreo patre zile, ziceau femeile, ziceau, miroase greu. Da, zic, Domnul Iisus Hristos, Lazare, vină afară și Lazare a ieșit afară. Are autoritate peste moarte, Da, peste viețile noastre. Trebuie să-i recunoaștem autoritatea lui peste viețile noastre, dragii mei. Dacă vrem să se acordăm ascultare în fiecare zi, să-l tratăm cu ascultare. Și pentru asta, ca să putem să recunoaștem autoritatea lui peste viețile noastre sau recunoscând autoritatea lui peste viețile noastre, trebuie să evaluăm corect zicerile, ce spune el. Și frați și surori, iar pun o întrebare. Ce înseamnă pentru mine ceea ce zice Domnul Isus Hristos? Ce înseamnă? Pentru dumneavoastră, ce înseamnă? O sugestie? Adică vă sugerez să faceți asta? Un simplu sfat? Vă sfătuiesc să faceți asta? Sau ceva mai mult decât o sugestie sau decât un sfat? Ce înseamnă zicere lui pentru noi? Ascultați, zice Sfânta Scriptură așa, a zis la doi dintre ucenici, duceți-vă satul dinaintea voastră, veți găsi acolo un măgăriț, un măgăruș, luați și aduceți-i la mine întrebarea este, ce a însemnat zicerea asta pentru cei doi ucenici care au mers să satul dinainte? Frașii și Știi știți ce a însemnat? O Poruncă! Au făcut cum le poruncise Iisus. Nu sfat, nu sugestie, nu așa. O poruncă. Au făcut cum le poruncise Iisus. Cu altă ocazie Domnul Iisus Hristos zice, duceți-vă în cetate la cutare om, spuneți unde este o daia gata, pregătită pentru oaspeți, vreau să fac paștele cu ucenicii mei în casa ta. Și spuneți, la Scriptură s-au dus și au făcut? Cum le poruncise Isus? În dimineața învierii, la Scriptură spune că uh, uh, Domnul a ieșit înainte femeilor și le-a zis, duceți-vă și spuneți ucenicilor să se ducă în Galileea, acolo mă vor vedea ucenicii s-au dus în Galileea, cum le poruncise Isus. Ei, dragii mei, ca să pot asculta de, de împăratul meu, să-l tratez cu această ascultare, recunoscând autoritatea lui peste viața mea, peste ființa mea, dragii mei, trebuie să evaluez corect ce zice el. Ce zice el este poruncă. Un împărat are autoritatea să poruncească. Și dacă el poruncește, eu ce trebuie să fac? Dragii mei, a venit în această lume Fiul lui Dumnezeu să facă din noi cetățeni ai împărăției lui. Sau cum spune Apostolul Pavel, oameni din casa lui Dumnezeu. Și când ne-a făcut cetățeni ai împărăției lui, are dreptul să ne poruncească. Eu trebuie să ascult. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trebuie să evaluez corect zice lui. Este poruncă o poruncă pe care n-am dreptul să o ignor, dragii mei, fără să suport consecințele. N-am dreptul să umplu la ea, să o amendez, să, să, modific, să schimb, să scot ceva, să adaug ceva. Este porunca pe care o dă împăratul, o dă Domnul nostru Iisus Hristos. Știți care a fost marea problemă a împăratului Saul din Vechiul Testament și Dumnezeu din ce a reacționat? Știți care a fost? A scos ceva din poruncă. A zis Dumnezeu, du-te, bate pe Amalec, nimicește tot ce ține de Amalek. Și Saul s-a dus și a bătut pe Amalek, dar n-a nimicit tot ce ține de Amalek. Și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu din ce a zis, te-am lepădat. Ai scos ceva din poruncă. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze, dragii mei, să înțelegem că trebuie să tratăm pe împăratul nostru cu ascultare, să-i recunoaștem autoritatea lui peste viața personală. Dar trebuie să recunoaștem autoritatea peste bunurile personale frați și surori, aveți cât de cât câte ceva. Aveți? Nu e nimeni aici care să n-aibă chiar nimic, nu? La ce folosim noi bunurile personale? Ca și credincioși, ca și oameni ai Lui Dumnezeu, ca și membri într-o biserică creștină, ar trebui să credem că ce avem primim de la Dumnezeu. Muncim e adevărat, dar Dumnezeu binecuvântează munca noastră. La ce folosim bunurile personale? La ce le folosim? Ca să trăim ceva mai confortabil, nu? E greșit asta? Ca să ducem uneori o viață mai plăcută, folosim unii dintre noi bunurile. Deci în la Scriptură despre un om bogat care se îmbrăca în porfiră, în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. Avea cu ce? Dar știți că bunurile noastre personale, ar trebui gestionate sub autoritatea Împăratului. Știți lucrul acesta? O facem sau nu o facem? Frate și surori, știți care este dreptul Împăratului în relație cu bunurile noastre personale? Știți care este dreptul Împăratului? Trebuie să la scriptura Testament că Evreul, cerut Împărat, a zis, vreau, vrem să avem și un Împărat ca toate neamurile. Și a zis Samuel de partea lui Dumnezeu. da știți care este dreptul Împăratului? Știți? Dumneavoastră știți care e dreptul împăratului? Zice așa, va lua pe fiii voștri și îi va pune la carele lui și între soldații lui. Va lua pe fetele voastre și le va pune să facă mâncare, să facă mil. Va lua câmpiile voastre, holdele voastre, măslinii voștri, zeciala voastră. Deduceți care e dreptul împăratului? Dreptul împăratului este să ia. De ce credeți dumneavoastră că Iov, în situația complicată prin care trecea ea și sfârșit aia și a zis, Domnul a dat? Continuați. Domnul a luat. Pentru că dreptul împăratului este să ia. Să ia puțin sau să ia mult și să folosească împăratul, dragii mei, pentru planurile lui. Spune Sfânta Scriptură, duceți-vă în satul dinaintea voastră, găsiți un măgăruș, o măgăriță, luați -i. Dar dreptul să-l Împăratul are dreptul. Mă înțelegeți, frate și sură? Împăratul are dreptul să ia și să folosească pentru planurile sale. Să-și ducă la îndeplinire lucrarea lui. În Vechiul Testament, într-o vreme complicată pentru țara lui Israel, era foamete, n-a treia și jumătate în țara lui Israel, Ilie a fost hrănit de Dumnezeu la pârâul Cherit și a băut apă din pârâul, dar a secat pârâul. Și a zis Dumnezeu către Ilie, du-te la Sarepta, am poruncit unei văduve să te hrănească. Știți ce avea văduva asta? Fă și surori, o turtă. Și Dumnezeu din cer a poruncit sau a luat turta, singura turtă. A luat-o să dea lui Ilie, ca Ilie să poată face lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Dar n-a lăsat-o de izbeliște nici pe femeia asta. Dumnezeu a purtat de grijă să să femeile Domnului. Dar Dumnezeul din autoritate, împăratul dacă vreți, are dreptul să ia. Ei, dragii mei, noi ar trebui să ne tratăm împăratul cu ascultare recunoscând autoritatea Lui peste viața personală, peste bunurile personale, peste tot ce suntem noi. Dumnezeu dice să ne binecuvinteze. În doilea rând, trebuie să ne tratăm împăratul cu respect. Un împărat, dragii mei, trebuie respectat sau nu trebuie respectat? Ce ziceți? Acă împărații din lumea aceasta nu merită tot să fie respectați de altă poveste, dar datoria cetățenilor este să-și respecte Împăratul. Au venit noroadele astea și prin ceea ce s-a întâmplat aici au demonstrat cumva respect. Numai, întrebarea pe care mi-am pus-o serios când am citit textul acesta cu la mine și cu la noi. Îl tratăm noi pe Domnul Isus Hristos, pe Împăratul nostru, cu suficient respect? În fiecare zi din viață, cu atenție sporită, în fiecare zi din viață, recunoscând că este Împăratul nostru, nu doar prin simple declarații: El este Împăratul nostru. Îl tratăm cu suficient respect? Poate ziceți: Bine, frate, dar cum să-l respect? Știți că respectul este sau ține uneori de ce zicem, de cuvintele noastre. Să nu credeți că era chiar. Lipsă de respect în, în zicerea aceasta de aici. Era chiar o demonstrare respectului. Oseana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Adică un fel de bine ai venit, cum se spunea ceva mai înainte. E, e respectul acesta prin cuvinte. Haideți să ne analizăm puțin viața fiecare dintre noi. Suntem suficient de atenți atunci când folosim numele Lui Dumnezeu sau numele Domnului Iisus Hristos în uh, cuvintele noastre de fiecare zi? Suntem suficient de atenți? Este atent Dumnezeu din cer la ce cuvinte folosim noi când, când vorbim despre El? Îl punem în glumele noastre, în vorbele ușuratice, în bancurile noastre, numele Lui Dumnezeu sau nu o facem? Știți că oamenii nu fac. Reacționează Dumnezeu sau nu? Frații și surori. Reacționează uneori da, alteori ba. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este mulțumit de felul în care noi vorbim despre El. În Vechiul Testament, dragii mei, Dumnezeu din cer reacționează într-un mod destul de dramatic, dacă vreți, în fața celor trei prieteni al lui Eu. Știți asta? Știți ce a zis Dumnezeu? Mânia mea este gata să se pornească împotriva voastră numai din pricina lui Iov nu o să vă fac după nebunia voastră. Dar bine, ce nebunie? Știți ce? Niciunul n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și pentru asta Dumnezeu este gata să se judece cu ei, pentru că n-au vorbit. Cum ar fi trebuit despre Dumnezeu? Când Iov se pocăiește, știți de ce se pocăiește Iov? Frați și surori, de ce păcat să a pocăit Că atunci când și-a făcut analiza vieții, Iov zicea, n-am făcut-o nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta. Nu m-am uitat la soare să-i, sau la lună să-i trimit sărutări. Dar ce-ai făcut Iov? Ce zice Iov? Am vorbit fără să știu despre lucruri care erau peste puterea mea de înțelegere. Adică mă pocăiesc de felul în care au vorbit când a vorbit ceva despre Dumnezeu. Acum, suntem suficient de atenți, dragii mei, să tratăm regele cu respect, vorbind despre el cu respect? Suntem? Dumnezeu să ne ierte dacă n-a făcut-o. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim atenți. Dar respectul, dragii mei, se arată prin gesturi sau și prin gesturi. Spuneți-vă la Scriptură că atunci când au adus măgărușul și măgărița respectivă, ucenicii au luat hainele, le-au pus deasupra și uh, Domnul Isudus s-a așezat peste hainele lor. Sau alții și-au așezat hainele pe jos, te ramuri din copaci le puneau pe jos. Gesturile acestea erau gesturi de respect, de apreciere, de onoare la adresa celui care intra cu în Ierusalim? Sigur că da. Acum, noi facem gesturi care ar trebui să arate onoare sau respect față de Domnul Dumnezeu sau față de împăratul nostru. Facem gesturi de felul acesta? Sau care ar fi gesturile acestea? Sau unul dintre gesturile acestea? Deci, vei câte stăvesc, spune Sfânta Scriptură că eu uh, Iosua așa, a, a ieșit așa într-o într, -o, într -o seară să se uite peste cetatea Erihonului, urma să, să în uh, cetate uh, cu poporul Israel și dintr-o dată apare cineva înaintea lui într-o mită ținută, și eu să pun întrebarea asta, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Și acea persoană a zis așa, nu, eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu și acum am venit. Ce se întâmplă în momentul acela? Eu să se aruncă cu fața la pământ și spune, ce zice Domnul meu robului său. Această aruncare cu fața la pământ, vă întreb, e un gest de respect, de onorare, de onoare adusă la adresa căpetenii oștirii lui Dumnezeu. Este un gest de felul acesta, de respect. Sigur că da. Când eu îngenunchez înaintea lui Dumnezeu, nu doar cu ființa asta, cu trupul ăsta, ca să ar putea să fie un gest foarte mecanic, dar când îngenunchez și cu inima mea, este ăsta un gest de respect înaintea Împăratului sau înaintea Domnului Dumnezeului meu? Este sau nu este Frășesorul? Ar trebui să fie. Deci, dragii mei, îi acord respect Împăratului prin cuvinte, prin gesturi și prin gânduri. Ce gândesc în mintea mea despre Dumnezeu? Ce gândesc în mintea mea despre. Iisus Hristos, despre împăratul împăraților, domnul domnilor. Ce gândesc? Dar știți că în lumea asta seculară, în lumea asta care trăim, președintele țării sau împăratul nu știu care națiuni, nu prea știe ce gândește cineva despre el. Deși se interesează prin servicii cam ce gândește populația. Dar Dumnezeu din cer sau Domnul Iisus Hristos știe ce gândim aici în mintea noastră despre El. Gânduri înalte sau gânduri de dezonoare la adresa Lui. Când a intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui Simon, fariseul, și a intrat și femeia cea păcătoasă, spune Sfânta Scriptură că Simon aici, gândea aici, dacă ar fi ăsta rog. Dar nici măcar proroc nu este. Că dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia asta, ar ști că e o păcătoasă, nici măcar prorocul este. Vreau să vă întreb, gândul ăsta era un gând de respect față de Domnul Iisus Hristos, îl onora pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi proroc. Și Fiul lui Dumnezeu i-a citit gândul ăsta și a zis, Simone, de când am intrat în casa ta nu mi-ai dat nici sărutare, nu mi-ai la picioarele, adică n-ai făcut nici măcar un gest exterior de respect. N-ai făcut. Și acum uite, gândește asta în mintea ta și dă pilda cu datornici. Pentru că, dragii mei, trebuie să-i acordăm respect. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Nu duc un pas mai departe, la al rând, ar trebui să tratăm regele cu acceptare. Poate vă întrebați, cu acceptare, ce acceptare? Ar trebui să acceptăm să facă ce vrea el în viața noastră. E mult spus lucrul acesta, franșiților și folosindu-mă de textul acesta, de cuvântul din această dimineață, îmi pun întrebarea, oare ce-ar vrea El să facă în viața noastră, în viața mea, în viața dumneavoastră, în familie, în biserica aceasta? Ce-ar vrea El să facă? Haideți să vă dau un, un, un răspuns după textul acesta. Știți ce vrea să facă? Să pună lucrurile la punct. Frașii și surori, să pună lucrurile la punct a intrat în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. A intrat în biserica lui Dumnezeu, a intrat în templul ființei noastre, dacă vreți. Și întreb, e ceva de pus la punct în viața noastră sau nu, frate și suror? A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară pe cei ce vindeau porumbei și a zis așa, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea. Ceea ce este casa lui Dumnezeu acum, asta zicea Domnul, este ceea ce ați făcut voi din ea. Și lucrurile trebuie puse la punct. Cum? Cum? Atunci când împăratul intră, dragii mei, Pune lucrul la punct. Cum face lucrul acesta? Știți cum? Eliminând de acolo tot ceea ce este de origine omenească. Și, încă o dată spun, folosindu-mă de textul acesta, aș putea spune că ceea ce era de origine omenească acolo, știți ce era? Fariseismul. Fariseismul. Adică, acea încercare de a masca adevărul, cu niște lucruri exterioare care să dea bine. Că oamenii aceștia care vindeau porumbii și care schimbau banii, dragii mei, în aparență erau acolo să-i ajute pe alții să se închine, să aducă jertfă lui Dumnezeu. Să nu vină zeci sau sute de kilometri cu animalul să-l aducă jertfă. Vineau aici și cumpărau porubelul și... Da, dragii mei, credeți că asta era realitatea? Credeți că asta era realitatea? Oamenii aceștia își mascau prin faptele acestea, adevărata lor intenție. Ei erau acolo să câștige, nu să ușureze închinarea. Și Domnul Iisus a zis, afară cu voi, adică afară cu fariseismul. Mă vreau să vă întreb, e nevoie să intervină împăratul să pună lucrul la punct atunci când ne punem o mască, să arătăm bine, ce ziceți, frate și sunori? Suntem dispuși să acceptăm asta pune lucrul la punct scoțând afară tot ceea ce nu în ordine, tot ceea ce, dragii mei, este de românească și repunând în drepturi autoritatea Scripturilor. Este scris. Mă vreau să vă întreb, câți de aici din locul acesta am putea zice vorba românului cu mâna pe inimă, în viața mea, este la loc de ce este autoritatea Scripturilor? Câți puteți zice asta? Adică tot ce fac în viața mea este în acord cu Scriptura, cu voia lui Dumnezeu. Cât puteți zice lucrul acesta? Sau putem zice lucrul acesta? E nevoie să intervină împăratul și eu să accept să scoată tot ce lui după voia lui Dumnezeu în viața mea și să repună Scriptura în drepturi. E nevoie de așa ceva. La fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne ajute să slujim după Scripturii. Să sărbătorim după scripturi, să trăim după scripturi. Spuneam undeva duminică trecută despre asta: că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare să slujim într-un anume fel, care este bunit spre Harului lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora acum. După darul pe care l-a privit. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu? Cine slujește să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu pentru ca în toate să fie? slăvit Dumnezeu. Deci slujirea după Scriptură înseamnă să fie slujire după chemare, să fie slujire cu putere de la Dumnezeu, nu cu abilitățile umane, să fie spre slava lui Dumnezeu, nu cu altă motivație. E nevoie să repunem Scriptura sau să fie repusă Scriptura în autoritate în viața noastră, să slujim după Scripturi? Să trăim după Scripturi. Cartea aceasta legii, zicea să către Iosua, să nu se depăteze de gura ta. Cuget asupra ei și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Adică să trăiești viața după Scripturi. Dumnezeu din ce să ne ajute la lucrul acesta. Deci, dragii mei, la trei ani trebuie să, să tratezi regele cu acceptare. Să vină, să facă ce vrea, să pună lucrul la punct. Și la patul al cu asta, dragii mei, trebuie să ne tratăm regele cu așteptării au venit, se spunea și mai înainte, niște ori, niște șchiubi la el în templu. De ce? Cu așteptăm, nu? Să facă ceva împăratul pentru ei. Și întrebarea este, a făcut sau nu a făcut? Iar i-a vindecat, a făcut. Acum, suntem oameni aici, înaintea lui Dumnezeu, foarte diferiți. Avem așteptări, îl tratăm cu așteptări, așteptăm să facă ceva pentru noi. Poate el să facă ceva pentru noi. Știți de ce au venit oamenii aceștia cu așteptări? Sau ar trebui să venim noi cu așteptări înaintea Împăratului? Știți de ce? Pentru că el de aceea a venit din cer aici, în lumea noastră. Să se ocupe de problemele noastre. De, de asta a venit. Când a, a fost în sinagogă din Nazaret, în Luca, în capitolul 4, zice Domnul așa când i s-a dat cartea profetului saia. Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, dau drumul peșilor de război, deschid ochii orbilor, să tămăduiesc pe cei cu, cu inima zdrobită. O listă de probleme și zicea, pentru asta am venit, pentru asta am primit ungere de sus. Ei dragii mei, când mă duc la el cu așteptări, mă duc la unul care pentru asta a venit în această lume să împlinească nevoile noastre. E cineva aici în sala asta care să zică eu n-am nicio nevoie cu care să mă duc la el sau pentru care să am așteptări de la el. E cineva aici? Nici unul. Fiecare avem câte ceva. Și nevoia noastră în cap de listă este mântuirea sufletelor noastre. S-ar putea să am pierdere în această lume într-un alt domeniu sau în alte domenii. Dragii mei, dar trebuie să știu, a venit în această lume pentru mântuirea sufletului meu. Să mă duc la el cu toate nevoile mele. Deci a Domnul Sfânt Hristos către ucenici la un moment dat, cât am fost eu cu voi, ați dus? Voi lipsă de ceva? Care era răspunsul? N-am dus lipsă. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este cel care împlinește nevoile, rezolvă problemele și îl pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dragii mei, deci venim cu așteptări la împăratul nostru pentru că el pentru asta a venit în această lume. Dar venim cu așteptări la împăratul nostru pentru că el are potențial. El poate. Dumneavoastră chiar credeți că el poate? Niște orbi și niște șchiopi. Poate să se ocupe Domnul Iisus Hristos de vedere a cuiva fizică sau spirituală, poate? Că s-ar putea să nu fie mulți orbi fizic printre noi, dar orbi spiritual. Câți dintre noi, cu orbirea noastră spirituală, suntem dispuși să mergem la El să ne vindece? Sau avem impresia că vedem foarte bine lucrurile? Mă duc la El pentru că El are potențial, el poate. De aceea s-au dus ei la Domnul Iisus Hristos știind că el poate. Știu că tu poți totul, zice un om în Scriptura. Că nimic nu poate sta împotriva planurilor tale. Cu această credință că el poate, stau înaintea lui cu așteptări ca să se ocupe de nevoia mea sau de nevoile noastre. În Vechiul Testament, când Împăratul Nebucanețar a înălțat echipul acela, Dumnezeul acela străin în Varea Dura și a donat pe reprezentații tuturor națiunilor care formau Imperiul. Cei trei tineri din, din Israel au rămas în picioare, nu s-au închinat. Și au zis, și -au zis împăratul, vă mai dau o șansă. Cântă din o fafara, instrumentele, vă închinați și ați scăpat. Dacă nu, de șapte ori încălzit cuptorul mai tare și sunteți aruncați în cuptor și să văd care este Dumnezeul care vă scoate din mâna mea. Știți ce au spus tinerii? Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru poate. Și cu această încredere, tinerii ăștia au rămas în picioare, așteptând ca Dumnezeul care poate chiar să intervină. Și a intervenit slăbit să fie în numele Domnului. Deci, mei, nu e suficient într-o zi de sărbătoare să zicem, el e împăratul nostru. Trebuie să-l tratăm în fiecare zi ca pe împărat al nostru. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să-l tratăm cu ascultare, să-l tratăm cu respect, să-l tratăm cu acceptare, să facă ce vrea el în viața noastră. Dacă are ceva de scos, să scoată, Așa cum s-a întâmplat în Scriptură de mai multe ori Să-l tratăm cu așteptări și Dumnezeu din ce să le împlinească așteptările care sunt după voia Lui, pentru ca în viața noastră să se vadă slava Lui Dumnezeu. Deci stăm ridicați în picioare în momentele acestea și să-i mulțumim Domnului că ne-a căutat în această lume oameni fără drept de cetățenie, oameni fără Dumnezeu, așa spune Sfânta Scriptură. Ne-a căutat să ne facă cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și dacă ne-a căutat și ne-a găsit și este împăratul nostru, Dumnezeu din cer să ne ajute să-L tratăm în fiecare zi ca pe împăratul nostru. Ne rugăm împreună Domnului.